Bună, bine te-am găsit, bine ai venit pe canalul meu Luminița Tarot. Bine ai venit la o nouă etalare. De data aceasta voi face o etalare pentru a vă transmite o ghidare, un mesaj din partea Universului pentru voi, dragii mei tauri, și pentru cei cu luna ascendent în zodia Taur. Este o etalare generală pentru doamne cât și pentru domn și de aceea vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. Dacă vă doriți o etalare în privat, dedesubt acestui videoclip este adresa mea de mail unde îmi puteți scrie și vă voi răspunde cu drag, da? Voi fi la dispoziția dumneavoastră. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei tauri, să vedem. Oh! Ok. Pentru zodia Taur, luna sau ascendentul zodia Taur. Să vedem cu ce vă confruntați în momentul prezent. Ok, mulțumesc. Aici îmi spune că în momentul de față cineva, există o persoană care trece printr-o suferință emoțională. Nu știu, aici au fost certuri, discuții, v-ați simțit umiliați, v-ați simțit refuzați, v-au înșelat așteptările. Eu spun la general pentru că acum depinde de fiecare prin ce situație treceți, da? Și văd pe cineva care este în suferință și este tristă. Dragul meu, draga mea, dacă te ajută cu ceva, îți trimit o îmbrățișare din partea mea, te strâng strâns la piept și nu-ți pierde speranța, nu-ți pierde credința că soarele în curând va răsări pe strada ta și te va ajuta să ridici acel căpușor și să începi din nou să zâmbești cu speranță. Aici văd pe cineva care fuge de o relație emoțională sau e pur și simplu legat sau legată la ochi în momentul de față, este mai confuz sau confuză, trece printr-un moment, printr-o stare neplăcută în această persoană. Deci nu puteți cere de la această persoană să vă ofere ceea ce aveți nevoie în momentul de față, pentru că dacă nici el, nici ea nu se simte foarte bine și trece printr-o perioadă mai, nu știu, mai întunecată, nu vă va putea oferi ce aveți dumneavoastră nevoie. Și știu că vă simțiți umiliați. Sau această persoană trece și el prin, sau ea prin o suferință și de acolo poate spune la spune și lucruri fără să se gândească foarte mult și acest lucru v-a rănit. Și vă întrebați de ce? Pentru că nu ați meritat sau că nu ați fi făcut dumneavoastră acest lucru. Dar sunt persoane care au nevoie de iubire sau trec prin momente neplăcute și exprimă această frustrare și din păcate o exprimă pe cine? Pe celălalt, da? Și sunt, n-aveți nicio vină, da? Dar această persoană parcă poartă o mască, se minte pe el însuși sau pe ea însăși și fuge de sentimente, fuge de emoțiile sale, fuge de dumneavoastră, nu are puterea sau nu are tăria să vă înfrunte sau să se deschidă, pentru că, nu știu, nu vrea să sufere sau poate îi place în momentul de față să își spună minciuni singur sau singură, să se prefacă că totul e regulă sau dumneavoastră treceți prin această situație, vă prefaceți că totul e regulă și doriți să luați o decizie și nu știți sau nu mai înțelegeți nimic de ce și ce se întâmplă, cum și ce trebuie să faceți. Și aici îmi spune de luna mai, dumneavoastră, e posibil să vă spuneți minciuni singure sau să purtați o mască, să vă prefaceți că nu e nimic, cum vă spuneam. Dar văd o dependență emoțională. Aici există o relație de dependență. Poate există posesivitate, gelozie, neîncredere, care uneori duce la toxicitate, pentru că vă ține pe loc, da? Vă ține blocați, nu reușiți să vă eliberați, să mergeți înainte, să faceți pasul următor, să evoluați, pur și simplu. Și îmi spune ceva de 7 luni. Deci cineva este dependent de celălalt. Există aici o dependență emoțională.
Haideți să vedem ce vreau să vă transmită îngerii. Ce mesaj, ghidare din partea îngerilor pentru voi, dragii mei tauri. Zodia Balanță poate avea un rol important, Capricorn. Haideți să vedem. Da, cineva trece printr-o situație nedreaptă, parcă. Parcă cineva se opune dorinței voastre. Cineva este nehotărât, nehotărâtă pentru a acționa, dar vi se spune să acționați. Pentru că ești în contact cu adevărul tău în această situație. Deci ai încredere și impune-te într-un mod iubitor. Că încet, încet vei ieși la suprafață din această furtună emoțională, din această preocupare prin care tu treci. Ți se spune să ai răbdare, că a venit momentul să înveți, să studiezi și să afli sau să iei, să te informezi, să ai cât mai multe informații. Fii fericit sau fericită de a fi un student, pentru că în viitor aceste cunoștințe le vei transforma în acțiune. Cineva își poate minte cu privire la școala sa sau studiile sale sau un curs profesional și acest lucru e nevoie de răbdare. E nevoie de răbdare pentru că în curând dumneavoastră veți acționa. Veți acționa și veți fi fericit pentru că ați fost un student, pentru că ați învățat. Și veți putea pune în aplicare ce ați învățat. Cineva își strânge informații despre această situație neclară, despre anumite minciuni, despre anumite nedreptăți, da? Cineva acolo vrea să afle mai mult despre trecut și îngerul Shanti vi se spune că este îngerul păcii și vă va ajuta în ce privește anumite provocări prin care veți trece sau pe care viața vi le trimite în calea voastră, provocării, deci ved că vei fi cât mai puternic, vei avea curajul de a merge mai departe, de a înfrunta aceste provocări. Văd foarte multă pasiune între tine și o altă persoană, dar și anumite regrete sau anumite discuții în contradictoriu. Arcangelul Rafael te ajută să te vindeci de anumite probleme fizice care tu și ceilalți prin care treceți în momentul de față și suferiți. Ești un vindecător ca și tine. Aici trebuie să te vindeci în ce privește problemele tale fizice sau în ce privește inima ta. Trebuie să fii mai bun cu tine, mai compasional, mai bun, da, mai gentile. Și Arcangelul Rafael, ai un talent aparte pe care poate ajuta pe ceilalți, pe care îi poate ghida sau îi ajuta pe ceilalți să se vindece pe plan fizic, dar nu numai, chiar și emoțional. Arcangelul Gabriel, văd că e posibil unul dintre voi să lucrați în ambitul comunicării, să comunicați foarte mult și ai o misiune importantă în viața ta, să comunici cu membrii familiei, să comunici cu persoanele care poate ți-au adus probleme, pentru că acest lucru va ajuta să aduce echilibru în viața ta. Ți se spune să nu lași neîncrederea să te blocheze, că el te va ajuta. Cifra 4 sau 5 poate avea un rol important, zodia Rac, zodia Gemeni, Leu, semne de apă, Rac, Scorpion, Pești. Îngerul Francesca, ceea ce îți dorești tu în acest moment, trebuie să te întreb, ce îți dorești tu în acest moment? Vizualizează dorința ta și ea va deveni realitate. Negativitatea blochează evoluția ta. Deci trebuie să te întreb ce îți dorești și să vizualizezi acea dorință ca și cum s-a îndeplinit și ea va deveni realitate. Să nu mai fii negativist sau negativistă, pentru că acest lucru poate provoca, poate bloca ca acea dorință să se îndeplinească. Da? Deci trebuie să fii cât mai optimist posibil și să fii cât mai încrezător, da? Și se va realiza. Și Îngerul Sonia, ai o persoană dragă la care te gândești în ultima vreme sau ai pierdut o persoană dragă, este alături de tine, poate primi semne,
poate nu. Această persoană vrea să-ți transmită că este alături de tine, îți ghidează pașii, te susține, te ajută și îți aduce un mesaj. Sunt fericit, sunt în pace și te rog să nu te preocupi pentru mine. Aveți o persoană care nu mai e. Deci această persoană vă este alături și e posibil noaptea să vă gândiți la această persoană și îngerul Leila să petreceți mai mult timp singur, în natură, meditând în ce privește dorințele voastre și intențiile voastre, închide ochii, cere îngerilor să te ajute de a avea o perspectivă mai pozitivă, pentru că ești mai melanconic și mai nostalgic în ce privește acea persoană dragă care nu mai e. Și te uiți așa la acel trecut și ai anumite păreri de rău cu privire la acea persoană. Da. Haideți să vedem și ce vă transmite, prin ce treceți voi în acest moment, vreau să știu. Trebuie să comunicați, văd că trebuie să, nu știu, dacă sunteți mai timizi, încercați să luați taurul de coarne și să fiți mai curajos, să vorbiți, să vă exprimați ce aveți de zis, da? Și chiar să fiți mai optimiști cu privire la dorința dumneavoastră, pentru că acest lucru, asta veți trimite în univers și automat veți primi acel optimism înapoi, da? Ca dorința voastră să se îndeplinească. Haideți să vedem zodia Taur prin ce treci în momentul de față, în ce situații te afli. Da, ți se spune că ai nevoie să ieși cu prietenii sau să ieși mai mult afară, în oraș, să te deschizi mai mult altor persoane. Nu știu, cineva aici poate vrea să iasă la o întâlnire cu cineva, vrea să experimenteze acest lucru și faceți acest lucru. Veți primi mesaj de la un prieten, da, o prietenă să ieșiți. Haideți să vedem. Ok. Vi se spune să vă înconjurați cu iubire. Da, vă văd așa cu prieteni în casă sau cu membrii familiei. Nu veți fi singuri. Să vă conjurați cu iubire. Trebuie să citiți sau să căutați mai multe informații aici, văd. Văd unii dintre voi cu privire la aspectul său. Aspectul său fizic. Văd că veți acționa, veți lua o decizie, veți lua o hotărâre, care această hotărâre și această acțiune din partea dumneavoastră văd că va da roade și va da roade, va crește ceva frumos, ceva frumos pentru dumneavoastră. Din munca dumneavoastră, din creația dumneavoastră. Îmi spune și că trebuie să faceți ceva pentru voi, pentru propria dumneavoastră persoană, nu știu, să vă iubiți mai mult, să vă cumpărați ceva drag, să, nu știu, să vă urmați o pasiune, să o faceți pentru voi. Să lăsați acel trecut în urmă, să vă îndreptați spre viitor, să vă gândiți la voi ca persoane. Cineva merge într-o vacanță, într-o călătorie, poate chiar peste otare, ți se spune că ai deja răspunsul la întrebările tale în ce privesc aceste dorințe și ți se spune să practici mai mult iubirea de sine, că acolo se vede că ai de lucrat, ai de reparat, să lucrezi la autostima, la stima pentru tine însuți, la să te respecti mai mult, să te faci mai mult respectat sau respectată. Ok, haideți să vedem ce vă spune oracolul numeric. Ce vrea să vă transmită oracolul numeric? A ieșit timpul de decidere. Ești un operator de lumină, pune-te în serviciu. În serviciul universului și acționează pentru bine mai mare. Oprește-te din a amâna. A venit momentul ca să faci diferența în lume. Acționează. Deci nu mai amâna. Fă acel pas. Acționează, da? Cum ți-a spus și acest card.
că ceva frumos va crește din această muncă a ta pe care tu o depui. Și 5-5-5, văd că vei lua taurul de coarne până la urmă și vei fi un lider. Va trebui să iei decizia și să-ți iei puterea înapoi și să acționezi. Nu știu, să aduci inspirația altor persoane, să fii mai hotărât sau hotărâtă, determinată, să comunici în public. Vei avea un rol de lider, da? În societate sau în jurul persoanelor cu care te afli. A venit momentul să-ți reiei puterea înapoi, curajul și să demonstrezi lumii cine ești, cât poți și ce poți să faci tu ca persoană. Ești mai puternic decât crezi. Sau mai puternică decât crezi. Da? Haideți să vedem oracolul dragonului, ce vrea să vă transmită. Ok. Să ai mai multă încredere. Că acolo lipsește încrederea. Iubire și prietenie. Să ai mai multă încredere într-o anumită persoană. Să ai mai multă încredere în prietenii tăi, în colaboratorii tăi. Da, deci văd că vei primi iubire, vor fi persoane în jurul tău care te vor ajuta, care te vor susține și acest lucru va duce la succes dacă tu vei avea încredere sau chiar încredere în tine. De ce nu? Ai o persoană care îți este alături, este o persoană fidelă pe care tu poți conta în orice moment și văd că vei atinge succesul. Foarte interesant. Vei ajunge acolo unde ți-ai dorit. Vei atinge acel succes. Haideți să vedem ce vă spune oracolul lunii pentru voi, un sfat, un mesaj. Haideți să vedem. Oh! Da. Acest card îți spune că luna plină în semnul săgetătorului. Poate ai luna în semnul săgetătorului sau în luna decembrie, poate avea un rol important. Sau în ce privește o situație cu privire la o persoană, un proiect, un target, o dorință de a ta, poate dorești să mergi peste hotare, să-ți atingi obiectivele, dar pentru acest lucru trebuie să privești imaginea de ansamblu, da? Nu doar un punct din acea situație, să privești toată situația pentru a atinge acel obiectiv sau acea dorință sau pentru a înțelege acea persoană. Un timp pentru a dărui, nu pentru a primi. Zodia Fecioară. Cineva are nevoie ca tu să oferi mai multă atenție, prezență, iubire, ajutor, da? Și poate fi o persoană de lângă tine sau de la locul de muncă. Hai să vedem ce spune și oracolul Reiki pentru tine. Un mesaj, un sfat pentru Zodia Taur, pentru această situație. Un miracol. Se va întâmpla un miracol pentru tine. Să te aștepți la un miracol. Puneți o dorință, că acea dorință se va îndeplini. Se va îmbunătăți această situație. Norocul va fi de partea ta și văd că vei găsi soluția la problemele tale. Deci va ieși soarele pe strada ta. Vei străluci, te vei bucura, vei fi fericit. Acel obiectiv, acea dorință se va împlini. Și obiectivele tale sau dorințele tale, planurile tale vor avea succes. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, aștept mesajele voastre, v-am pupat și vă aștept data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere!